Luna mai în 7 zile. Pomenirea semnului cinstitii și de viață, făcătoare cruci a Domnului, ce s-a arătat pe cer în Ierusalim. Arătarea semnului Sfintei Cruci s-a întâmplat după moartea celui din tâi împărat creștin, drept credinciosului și marele Constantin, și anume pe vremea când fiul său Constanțiu, luând împărăția, a primit totodată și rău credinciosul ieres al lui Arie. Spre rușinea ereticilor care defăimau pe Hristos și spre încredințarea și întărirea celor drept credincioși, s-a făcut atunci într-adevăr un semn minunat în Sfânta Cetate a Ierusalimului, că în Duminica Cincizecimii, adică la pogorârea Sfântului Duh, sărbătoare care a căzut atunci în anul 351, în ziua de 7 mai, la ceasul al treilea, s-a arătat pe cer semnul Sfintei Cruci a Domnului, strălucind cu o lumină negrăită, mai mult decât soarele, și tot poporul îl privea, minunându-se cu spaimă mare. Acest semn al Sfintei Cruci a stat deasupra Sfântului Munte al Golgotei, pe care Domnul a fost răstignit, și s-a întins, ajungând până la Muntele Măslinilor, și se potrivea lățimea crucii cu lungimea sa. Iar frumusețea ei era atât de împodobită încât se asemăna cu fața curcubeului, atrăgând privirea tuturor spre ea. Deci toți ce aveau vreun lucru în mâinile lor și cei ce erau prin case, lăsând toate, ieșeau și priveau acest semn minunat. Și umplându-se de frică și de bucurie, toată mulțimea Ierusalimului a alergat la Sfânta Biserică cu mare umilință și cu căldura sufletului, bătrâni și tineri, bărbați și femei, copii și fecioare, străini și localnici, creștini și de alte credințe, și toți cu o gură preamăreau pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Dumnezeul cel adevărat, pe Făcătorul minunilor celor mari. Atunci necredincioșii s-au umplut de rușine, văzând cât este de mare puterea lui Hristos, Dumnezeul nostru, într-o arătare a crucii cele dumnezeiești, dovedind astfel cu fapta că este dreapta creștinească credință adevărată și mântuitoare, că ea nu este alcătuită din înțelepciune omenească, ci de la Duhul Sfânt, fiind mărturisite prin semne din cer și cu minuni. De acest minunat semn, fericitul Chiril, episcopul Ierusalimului, a înștiințat prin scrisoare pe împăratul Constantin, sfătuindu-l spre dreapta credință, iar Sozomen, istoricul, a scris că, din acea arătare a crucii pe cer, mulți păgâni s-au încredințat și au venit la Hristos, primind Sfântul Botez și mărturisind pe Hristos Dumnezeul nostru de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Iar noi, la arătarea acestui semn, mărturisim puterea lui Hristos cea nespusă și îl preamărim cu laude, că este Domnul Dumnezeul nostru, și ne închinăm așternutului picioarelor Lui, adică crucii Lui cele sfinte, rugând bunătatea Lui, ca și la a doua și înfricoșătoare venire a Lui, să ne învrednicească a vedea și noi, cu bucurie și cu nădejdea mântuirii, semnul Fiului Omului, crucea Lui cea sfântă, și cu ea, ca și cu o cheie, Domnul Hristos să ne deschidă și nouă ușile împărăției cerurilor, precum oarecând a deschis
tâlharului raiul și cu oile lui cele binecuvântate să ne rânduiască și pe noi în veci. Amin. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Codrat și a celor împreună cu dânsul. Acesta a trăit în cetatea Nicomidiei, în zilele împăraților Decius și Valerian, și pentru credința în Hristos a fost prins de păgâni împreună cu alți mulți și i-au dat pe ei în seama conducătorului cetății. Deci, mărturisind el cu îndrăzneală pe Hristos în fața dregătorului, l-au pus jos și l-au bătut cu vine de bou uscate, încât s-a umplut pământul de sânge. Apoi a fost ferecat în lanțuri și aruncat în temniță. Peste o vreme a fost scos din temniță și adus în fața dregătorului la Niceea și a fost dat la chinuri și acolo, dar a rămas tare în credința sa. Ba, văzând pe unii creștini întemnițați cu el, că se clatină și stau gata să aducă jertfă de închinare idolilor păgâni, Condrat și-a uitat durerile și suferințele sale și le-a adus aminte îmbărbătându-i de suferințele lui Hristos și de frica judecății lui Dumnezeu. Iar ei, prinzând curaj și întărire și rămânând neclintiți în credință, au fost dați să fie arși de vii. Deci, Condrat a fost dus într-un templu păgân ca să-i silească a jertfi idolilor, iar Sfântul, intrând în capiștea aceea, a trântit la pământ pe toți idolii care se aflau acolo sfărâmându-i. Drept aceea l-au spânzurat de mâini și l-au zgârâiat cu unghii de fer și, băgându-l într-un sac, din nou a fost bătut cu vine de bou. Atunci doi ostași, Saturnin și Rufin, văzând suferințele Sfântului și mărturisirea lui cea neîncetată că este creștin, au crezut și ei în Hristos și îndată au primit moartea prin tăierea capetelor. Deci a mers dregătorul la Apolonida și a luat cu el și pe Sfântul Codrat. Și acolo, chinuitorii, amestecând sare și oțet, îi turnau peste răni și îl frecau cu gheme de păr, arzându-l cu fiare arse pe coapse. Iar când a plecat la Emopoli, dregătorul l-a luat pe Sfântul Codrat cu el într-un car că nu mai putea să umble și, ajungând acolo, l-au întins pe un grătar de fer înroșit în foc, uns cu un de lemn și cu smoală, și așa i-au dat foc. Apoi i s-a tăiat capul și și-a săvârșit mucenicia. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Petru Alexandrinul. Cei ce, după părerea lor, aleargă după nevoințe și dureri mucenicești și sar singuri în cursele oamenilor celor ce-i caută, unii ca aceștia războaie ațâță și părtași acelor războaie se fac. Ei merg la durere ca pentru numele lui Hristos, dar fără să ia aminte la cuvântul Domnului care ne învață: păziți-vă ca să nu intrați în ispită. Iarăși și la rugăciunea cea grăită către Tatăl spune: nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. De multe ori Stăpânul Hristos, încă și pe apostoli, îi învață să nu meargă cu îndrăzneală spre vrăjmașii cei ce voiau să-i prindă pe ei.
iar când a venit vremea patimilor lui, nu s-a dat singur pe sine în mâinile protivnicilor, ci a așteptat până ce au venit asupra lui cu arme și cu gărzi. Și le-a zis, ca la un tâlhar ați venit, cu arme și cu săbii, ca să mă prindeți. Și așa l-au dat pe el lui Pilat. Drept aceea, nu după înțelesul cuvintelor lui, fac cei ce se aruncă pe sine în ispită, că întărindu-ne pe noi la ispite, zice, păziți-vă pe voi, că vă vor duce în adunări și în soboarele lor vă vor bate. Că a zis Domnul, când vă vor duce în sinagogi și la dregători și la stăpâniri, nu vă îngrijiți cum sau ce veți răspunde sau ce veți zice, iar nu vă veți da singuri. Și zice la judecători și la împărați, veți fi duși pentru numele meu, iar nu singur vă veți duce, de vreme ce ne poruncește nouă să fugim de loc în loc, goniți fiind pentru numele Lui. Și iarăși zice Domnul, de vă vor goni pe voi din cetatea aceasta să fugiți în cealaltă, pentru că nu voiește ca să ne supunem de voia noastră în mâna ajutătorilor diavolului, ca să nu ne facem vinovați de ațățarea la judecăți. Și iarăși îi îndeamnă pe ucenici și mai mult îi și silește ca să se ferească de lucrurile cele purtătoare de moarte și să ia aminte a se păzi zicându-le, privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispite. Așa întâi un mucenic Ștefan, mergând pe urma acestei mucenicii, a fost răpit de călcătorii de lege în Ierusalim și a fost dus la adunare. Și fiind bătut pentru numele lui Hristos, se ruga zicând, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Și așa a proslăvit pe Dumnezeu. Așa și Iacov a fost prins de Irod și cu sabia i-au tăiat capul, așa și Sfântul Petru de multe ori a fost prins și închis în temniță, iar mai pe urmă l-au răstignit la Roma. Asemenea și preanălțatul Pavel de nenumărate ori, fiind prins și primejdii suferind până la moarte, multe a pătimit și proslăvindu-se într-o cele multe goniri și necazuri, într-o aceeași cetate a Romii, cu sabia capului i-au tăiat. Că într-o aceste pătimiri, lăudându-se Pavel, zicea că în Damasc, într-o coșniță peste zid, a fost eliberat noaptea și a scăpat din mâinile celor ce urmăreau pe el. Că lui îi era încredințată mai întâi propovăduirea și învățătura cuvântului lui Dumnezeu către neamuri, întru care avea să întărească pe frați ca să petreacă în credință și să le zică așa, prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, că nu căuta voia sa, ci căuta ca pe cât mai mulți să-i mântuiască. Și multe sunt cele ce s-au făcut după îndreptarul acesta. Deci, precum zice apostolul, să-i primiți cum se cuvine pe cei ce învață. Într-o această zi, cuvânt din limonar despre Casian episcopul. În cetatea lui Neron a fost un episcop anume Casian, care avea obiceiul să slujească lui Dumnezeu în toate zilele. Și așa a făcut până la sfârșitul vieții sale și era foarte milostiv. Deci, într-una din zilele vieții sale, neslujind el, s-a făcut arătare într-o noapte unui oarecare preot zicându-i se,
merge, spune episcopului, să nu înceteze a-mi face sfânta slujbă, iar când va veni la pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel în Roma, atunci îi voi răsplăti osteneala lui. Însă preotul, deșteptându-se din vis, n-a îndrăznit ca să spună episcopului. Apoi aceeași arătare s-a făcut preotului și într-o a doua noapte. Însă asemenea, nici pe aceea n-a spus-o episcopului. Și făcându-se arătare și în a treia noapte, a zis lui, mergi de spune episcopului Casian, precum ți s-a poruncit. Iar pentru neascultarea sa, preotului multe răni i s-au dat. Deci, a doua zi, de grabă a alergat preotul și, văzând pe episcop slujind, a căzut cu lacrimi la picioarele lui și, arătându-i rănile, i-a spus lui toate. Și din acel ceas, nici o zi n-a mai lăsat episcopul fără slujbă. Iar după visul acela, în al treilea an, a mers preotul la pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel în Roma, fiind înștiințat de ducerea episcopului către Domnul. Deci, precum era obiceiul, cu cei ce veneau, cu porunca tuturor episcopilor, i s-a dat episcopului Casian locul cel mai de cinste ca să slujească. Și așa, slujind el la liturghie, în biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel, l-a proslăvit pe el Dumnezeu și i-a luminat lui fața. Iar la sfârșitul slujbei a dat pace, binecuvântând poporul și a stat și mult învățând despre dragoste și a dat sufletul său la Domnul. Deci toți au proslăvit pe Dumnezeu, cel ce cinstește pe plăcuții săi. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.